ne va regăsi, dragi mei, bine ați revenit la Colegi de Cameră, episodul 20... 23, 24, în fine, vedem, ne, mai discutăm. În episodul trecut, înainte să începem, în episodul trecut, v-am cerut să răspundeți la următoarea premisă. Spune-ne care este cel mai rapid preparat care știi să-l faci și care te salvează de fiecare dată când ești pe fugă, iar câștigătorul este exact aici cu ajutorul Evgenii Evgeni, care editează acest clip și îl filmează. Iar, bine, felicitări, ai câștigat un voucher de 500 de ron de la Freshful și colegul nostru de cameră de astăzi este domnul Bogdan Stine. de la... Mulțumesc, Suflet. Uh, primul invitat respectabil. Și, da. Da. noi deci nu, nu până acum numai ciurucuri am avut. prin cei dinainte vă omoară. Bă, <rângul> uite, e bord deșteie. Eu am o problemă că eu de obicei nu știu oameni. Adică că chiar nu știu oameni, dar și n-a fost la eu. cel mai prost interlop din București. Dar dar știi întotdeauna a știut. Și eu nu sunt, că nu nu urmăresc fotbal. Am vorbit, am vorbit. În zilele trecute m-am uitat la și mi-a apărut pe telefon, Eu eram pe Facebook sau nu știu și cred că ați postat voi sau pe Instagram și erați la o emisiune cu bobonete. Da. Așa că nu imaginez ce o să zică când, <laughs> când o <stelesc>. <laughs> <laughs> Știu exact ce o să zică, dar nu pot să reproduc aici, că îi las lui această onoare dar mă surprinde. În primul rând, eu am o, o dilemă aici, pentru că aici la mine pe foaia scrie Bogdan și 56 de ani și să mă bată cu Nu arăți a 56 de ani nu știu Ba, da, eu zic arăt. Nu, no, nu no. no, A văzut oameni de 43 care deci, au murit uh, ieri Arăți mai mult așa un Ragnar, un viking uh, Supărat, dar tânăr da. Știi, mm. care mai are un pic și uh, Nu trebuie să mă vezi dimineața când mă ridic din <laughs> E cu dinălea cu... E, e cu de toate. Adică, de până asta nu ai vrut să filmăm dimineața? Nu, no, aveam nicio problemă. Filmam și dimineața. Nu, că, știi că e problema? Că nu dorm mult. Dorm foarte puțin pe noapte. În jur de 4-5 ore. Nu dorm mai mult. Ca și... să nu spun că adorm la anumite ore. Mă ia somnul în jur de... Aveam o problemă la un moment dat. Chiar intram și uh, aveam stări din astea de ansietate. Da. Că mă trezeam și că nu puteam să dorm. Dar după aia le-am acceptat și am zis, mie somn dorm. Mă trezesc, stau treaz. Iar mă ia somnul, dorm. <gântu -i> și. Ce înțelegi? Păi, dar n-ai ce să faci, că te adaptezi. Și uh, mi se întâmplă să mă trezesc peste noapte, mă ia somnul în jur de 11. Okay. Simt că uh, vreau să dorm, mă pun să dorm mm -hmm. și mă trezesc pe la 2, 2 jumate. Păi, și, ce faci? și stau până pe la 3, 4. Și după aia mă ia iar somnul. De ce uh, faci noaptea chiar? Mă uit la televizor, mai citesc, mai uh. fac de lucru, dar am, am, am reușit să accept situația și nu. înainte mă, mă enervam, uh. intram în stări din astea de, de nervi și de că nu-mi plăcea că mă trezeam noaptea și nu puteam să dorm. Și acum sunt super ok. N-am nicio Da, bei cafea, de ai chestiile astea. Beau, beau doar dimineața cafea, Bine, Atât? Acum beau că știu că am o zi lungă. Da, dimineața beau două sau trei cafele. Îți mm -hmm. pui de astea sunete de ploaie, pisici no, care no, torc, n-ai no, de astea no, no. de pe YouTube. No. Eu acum am găsit pisici care no, torc. Bă, creaște, deci sunt... jurăte că toar pe pisici. Mai care era, era una din asta cu, nu știu ce filmare, trebuia să spui cu oițe din astea care săreau în pors. da, da, să le numărai da, și noi. Am încercat dar te enervează că tolele numere pierzi și nu la da, 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 mai mult de trei oi n-am reușit să nu mă stai. Dar stai într-o zonă unde în zgomote sau chestii? Sunt zgomot zgomote pe unde stau. Trece și un tren și cu toate că am uh, izolare fonică foarte bună, dar îl aud, dar m-am obișnuit. Eu, în general, la astfel de sunete n-am niciun fel de problemă. Când eram copil, uh, am stat în Băneasa. Ok, acolo stai și, acum. Da, și uh, exact unde aveam casa... Pe deasupra, bine, nu chiar pe deasupra casei, la distanță de, nu știu, în lateral, cam la 200-300 de metri, treceau avioanele ca să aterizeze Aha. pe aeroportul okay. Băneasa, da. că atunci era și aeroport internațional și, bine, cred că și acum e pentru anumite zboruri. Dar uh, ne-au frecvent avioane și nici nu le mai auzeam, mă obișnuisem cu. ele. tu, cu ești el. în așa că te întind aici să. Da, nu, <laughs> <-a și> <laughs> nu Să dar... salut, sunt obișnuit cu zgomotele și de asta spun. Și dimineața mă trezesc, chiar dacă stau în pat, mă trezesc. Dar până să plec, mi-a -mi ceva. Adică am Părești devenit fel, un fel de diesel. <gângări> Iarna, diesel da. Do, 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 do. Exact. Dar ce faci? Sport faci în continuare, nu? Da. În fiecare zi? În fiecare zi. Forță, alergat, cardio? De toate. Da? Forță, cardio, în not mult. A, în a, not, uite, în not în fiecare aia, zi. Da, da, de asta În fiecare Zit. zi? Da, după antrenament. Dacă fac un antrenament de forță și chiar și după antrenamente de cardio... Uh, care mă solicită, mă duc și fac spinning, de exemplu, bandă, nu prea mai pot să fac, uh, mă doar articulațiile și nu mai prea pot alerga, dar mă duc și fac uh, cycling. Uh -huh. și după ce fac cycling, mă duc și mă bag în bazin și în not. not oh. Am un kilometru. Deci cât, cât tu suti ție așa? Adică, n-ai de gând să cu fii. Un la un moment dat da? și că o să îmbătrânești brusc. Nu, <laughs> Cu notul o să o Băi, până, până mai la safe, și... Nu e cel mai da, safe sport, da, că nu da. să da. 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 te accidentezi. Maxim te neci. da, te Nu, e greu să te neci. Dacă știi <laughs> să nozi, nu, nu. Știu, știu, știu. Da. Dar să nu te ia, știi că eu mai nod, de exemplu, și mă iau gândurile. Așa. <laughs> <laughs> și m-am mai lovit de... m mai lovit de... Da. E chestie în viață. <laughs> de dracu, copii, de <laughs> doamne, <laughs> vârsta de iuna. Nu, no, păi, da, un, eu nod și unde not la piscină, n-am, nu sunt cu nimeni pe culoar, sunt singur, sunt ok, sunt safe. Eu am o, am o chestie care scrie aici, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar presupun că e, că El, Eliza care se ocupă de obicei în minte. ți se spune Arnold. Mm -hmm. <laughs> <laughs> da. <laughs> <Yeah>. <laughs> da, și nu-mi place. Adică nu că nu-mi place, personajul în sine îmi place. Am văzut și documentar acum da, e pe facilitar. Netflix și e, a fost un super atlet. Și și e și un, un, o personalitate importantă da, da. în Statele Unite. A, a trăit multe multe lucruri, a plecat de, de la nimic și a ajuns să fie guvernatorul Californiei. A, am mai respect pentru, pentru el ca, ca fost sportiv și însă și ca personalitate. Și ca actor mi-a plăcut dar uh, nu mă identific cu el pentru că și eu nu nu înțeleg. Adică știu de unde vine da, cine? cine -o, de unde? Corneliu Vadim Tudor. <laughs> cine de -o spune de ne spune-ne. De ce? De ce, ce? cum cum în ce? Excelent, Pentru că ce uh, în 90 uh -huh. eram după campionatul mondial din 90, șasem <laughs> în Italia și uh, în Italia atunci se purta foarte tare, era o tunsoare uh, stilul celor din uh, marina americană. Ok, deci ras, ras, aici da, și aici se perii. poartă și acum. Se poartă, da, rebelii, da, da. atunci era foarte tare la modă da. și da. mi se pare că în Italia se numea spața sau așa ceva, nu mai țin minte, că m-am dus și m-am tuns așa. Când m-am dus la campionatul mondial în 90, aveam băr atunci și era destul de mare și m-am dus și m-am tuns periuță, pe aici și pe aici, ras. <laughs> și după aia o perioadă am stat tot, tot timpul și mă tundeam așa. Și mi-aduc aminte că eram la uh, Porto, jucam cu FC Porto în Cupa Campionilor, cu eram cu Dinamo. Uh -huh. Și va Vadim Tudor a venit cu noi în la meciul respectiv. L-ați chemat? Sau... Da, îl invitam. Okay, că, era invitat, că obișnuia da. să vină... Da, pe... da, da, nu, dar de multe ori echipele când plecau, invitau și uh -huh. ziarici. Da da da, 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 da. da. Și da, era invitat. Și a venit cu noi și, bine, el mă știa dinainte, mult timp înainte. Și m-a văzut atunci atuns așa, pentru că probabil nu m-a mai văzut -se de mult și a zis, bă, zici că ești Arnold. Și de atunci așa, mi-a mi zis Arnold și... Așa rămas Bun. Am crezut că când ești dintr-un căperei obișnuit da, spui mă voi era, întoarce. Era, era, nu, fusese un film din ăsta foarte ok pe vremea respectivă, când Arnojva, uh, Red Hit, mi se pare că se numea, okay. Piața Roșie, în care Arnold Schwarzenegger era rus, nega, era milician rus, era lung, rus, era da, rus acolo, și care trebuia, da, da. Și care trebuia să meargă în Statele Unite să recupereze un interlop rus da, și da. Era avea tot un soare respectiv. Și de acolo mi-a zis A Ce alte porecle ai mai avut înainte de Adică în liceu, în școala am generală Am avut din astea care, care Bine, eu nu le înțelegeam <laughs> Dar <laughs> uh, uh, Dacă lor așa Li se părea ok, le-am le acceptat De exemplu, în școala generală Îmi spuneau gâscanu, dar nu înțeleg Gâscan? de ce. Da, nu, nu atât, aveam <rătă> ascultă, că n-aveam nasul mare. Că -are, mă, că adică n-are e mare, dar ai... nu știu, dar habar n-am. Rechil, dar n-ai, că Mare, nu, mă, nu, nu, nu știu. Dar -ți, nu nici nu, nu merg <rătă <rătă> ca o gâscă, nu pă, nu știu de ce. Așa le-a da, venit lor toată lumea spune așa, poate de la de la zi, mănușile de portar, știu că. Dar nu era, era asta era în școala generală. Ba eram, început, să. Era, da, era, era. E posibil. posibil. Unul nu ți-a zis portarul vreodată, nu? De că. Mai ziceau. Uh, la Dinamo, uh, uh, într uh, când am ajuns la echipa mare, îmi spuneau cascadorul, <fixi> că da, 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 păi îmi plăcea să sar pe peste okay. tot, mă aruncam, uh, săream de pe... Uh, case, mă cățăram, făceam tot felul parcur. de... Făceam da, parcur! Da, da, parcur! Nu, no, nu, no, să știi că îmi plăcea chestia. Serios? Da, pe bune! Citar. și nu, încă nu începuse cu nebunia asta, cu parcur, dar îmi plăcea să mă cațăr în pom, să sar de acolo. Și dacă mergeai la un săream, grătar, te orcai pe casa omului, să peste, peste garduri. Să peste garduri. Eu, eu, peste garduri. Eu, da, eram la... <laughs> ok, oi, okay. oi. La liceu în 30... Uh, okay. Aveam... Aici, când am făcut treapta a doua, adică a 11-a și a, a, 11 -a, a 12-a l-am făcut, uh, prima treaptă l-am -am fă, făcut-o la liceul uh, de aviație, mm -hmm. acum se numește Enrico atunci se numea Irma. da Și uh, treapta a doua am făcut-o la liceul industrial 37, care acum se numește Emil Racoviță și era o liceu unde veneau majoritatea sportivilor de performanță și mm -hmm. făceau acolo liceu, pentru că era un liceu mai permisiv. Înțelegeau când da, în... că trebuie să pleci și îți motivau absențele, de -aia am și plecat de la liceul de aviație, că nu, nu eram în stare să țin foacă, <fie> da. rămâneam repetat. ca un găscan adevărat ți a luat zborul. Practic. Da, mi-am luat zborul și uh, aveam gardul de la liceu care avea, cred că avea cam 1.70 acolo, un, destul de înalt. Așa. <fie> Și îmi plăcea să sar peste el, direct, fără să-l Fără să-l Fără să-l ating, da. Fără. Și la, Și, mi -aduc aminte, și acum mi-aduc aminte că am sărit gardul, m-a văzut directorul și au intrat toți la ore și m-au oprit. Și uh, directorul de pe atunci, uh, uh, danciu Danciul chema. Uh, Se profesor de, de atletism. Mm -hmm. Și îți dai seama că înțelegea lucrurile și îți dădea seama de ce poate să facă un sportiv, domne. Și m-a oprit și mi-a zis: Sare acum gardu, să te văd și eu cum să Și l-am sărit și a zis: Ok, acum poți să te duci la oră. <laughs> a, ce? Da. Și da, ce, da, da tu, când te. întotdeauna am fost curios. Că, na, fotbal, mai ales toți copiii vor să joace fotbal, să fie jucăți, să fie fundași, să fie atacanță. atacant, Apărător, da. da. da no, sunt foarte puțini care vor să fie portari. Adică pe tine aia, ce te eu știu ce? că în liceu când mai care... jucam fotbal era... Te punea în poarta și... Dacă nu, știi, nu jucai să bine, ju da. Fotbal. Da. Atât de prost jucai fotbal. Da, dar cam da, asta e concepția, nu? Dar mie, pe mine m-a atras să stau în poartă. Dar în general hmm. ăștia care se duc direct în poartă sunt foarte buni, să știi. Ah, da? Da, ajung să fie foarte buni. Ce tare. La ce? ce? Tare. Să apere. A, a, <laughs> la... de jur, asta era și concepția Că la că știi care nu știe, nu știu el pune Nu, asta. asta e concepția majorității. majoritatea. de obicei îl puneai pe la gras, că nu putea să alerge prea mult. Și ce, puneai... <laughs> ce <laughs> mă, ce arăți înspre da. mine? Ce arăți mă, <laughs> mă, <ceară -ți> mă <laughs> spre mine? A, ai vrut din totdeauna nu era, eram, nu eram, când, dar, când, eram copil, nu eram gras, nu, dar mi-a plăcut mm -hmm. în poartă. Îmi plăcea în poartă pentru că îmi plăcea să mă arunc, îmi plăcea să mă tăvălez, uhum. că am avut tot timpul probleme din astea și cu maica mea când eram puști, când era ploaie afară și era noroi, deci mă aruncam pe jos, mă făceam ce de toate, tari. veneam acasă praf. No, nu, nu rezistau pantaloni sau astea, maxim o săptămână, făceam și nu te, praf nu, în gen. Nu te enervau cu echiperii, adică nu aveai de alea cu cei ai făcut în loc, cum erau aia din tribună, de exemplu, mamă dacă eram eu, mamă dacă eram eu, mamă dacă... No, era. Copil fiind, nu mă enervau, că eram nebunit să, să joc și mă, mă motiva altceva și Bun. mă concentram pe alte lucruri. Apoi, când am crescut și am început să. când am devenit profesionist și am început, at atunci, da, atunci. au fost momente când mă enervau, mă enervau destul de des. <laughs> da, asta să fii portar, adică, nu, ca în orice uh, sport și așa, ai un fel de antrenament, adică antrenament da, special e, e pentru un antrenament pentru și de când, specific. Când ai hotărât să faci doar asta, și să faci doar antrenament de uh, portar, nu știu. Adică ai mai avut după ce ai intrat în partea ai mai avut din asta să și joci fotbal, sau doar am zis gata aici rămân. Nu, am mai jucat. Am mai jucat, uh, mai jucam în câmp. Uh -huh. uh, chiar și la antrenamente mai jucam. Numai că în perioada respectivă uh, acum Portarul trebuie să știe să joace cu piciorul foarte bine, mm -hmm. pentru Serios? că da, în momentul în care participă la construcție, e parte din, din joc în sine, în momentul în care se construiește și se pleacă cu atacurile de la propria poartă. Și atunci jocul trece și prin el destul de mult. În perioada în care eu am început să joc fotbal și să fac junioratul, nu, îți dădeam mingea înapoi, o luai în mână, nu, era niciun fel de problemă. Acum, atunci, înapoi trebuie să joci cu piciorul, trebuie să joci, da, trebuie să joci ca un jucător. A, da, s-a schimbat, nu Bine, voi este praf, nu înțelegi. Nu Hai, hai, vă duce atenție, Îmi pare fascinant, Da. Dar de când asta? zic eu, spun și de când e regula, că știu, din 93, adică avea timp să vă dați seama. Da, un <laughs> balet. Ok. La, la, la adică în apărarea noastră. La teatru, pe lângă altele, te pune să faci și balet. când ne luăm și noi Știi ce e plie Habar n-ai. Demi, de nu dumi. plie tu, tu ai prins varianta na. de demi. Ceva, Ceva cu jumătate. Rond de jamb. Rond de jamb. jamb. Ah, ok. Înțelegi, da, da, ai da, că... Da, te învârți în jurul gambi. Da, da, da. Uite, vezi că știi? Nu ziceam de el. Habar, în, în 98, în meciul cu Tunisia, a căzut un adversar s pe teren și stelea, tu l-ai luat și l-ai dus la medici. Am văzut fața a, a, aia mi -aduc am și Aia mi-aduc și eu Deci aia. Da. Eron -er național, jur. Da, deci, a am văzut fost. Fața deci mi-aduc aminte de, de, asta și știu că vorbeam cu taică-meu. Pentru că să știi, asta am vorbit înainte. O chestie pe care am avut-o în comun cu taică meu când jucați voi a fost exact asta, fotbalul vostru și faptul că toată România era cu ei. Și da. eu, eu, dacă culmea e că după aia, ne mai fiind, nici pe nu l-a mai interesat fotbalul când n-ați mai, mai jucat voi, era, ai că a și s-a destrămat și chestia asta și nu mai aveam băiețea la aia să ne uităm la televizor și mi-am mi pierdut interesul pot, de ballet, și din interesul. Așa s-a apucat de balet din cauza asta. De ce n-ați mai jucat 2 <laughs> ani? Okay. Dar asta, apropo de faza asta din, din Tunisia, care e? Adică, înțeleg, bineînțeles că na, omul era, dar care sunt regulile? Adică, nu... Nu, regula e ca în momentul în care, ca în momentul în care un jucător este accidentat, arbitru, în funcție de accidentarea pe care o are, dar dacă rămâne întins pe teren, trebuie să oprească jocul. Uhum. Îl oprește arbitru, permite, vine, vede ce se întâmplă cu el și în funcție de asta permite uhum. echipei medicale să intre, să-i acorde îngrijiri. Uh, el s-a accidentat, de fapt a fost accidentat, eu am văzut, pentru că s-a întâmplat aproape de careul meu, de careul nostru, pe la vreo 20 de metri de, de poarta mea, și am văzut toată faza. a, a avut un contact cu a, fundașul nostru central, cu Tony Doboș, mm -hmm. și l-a plesnit destul de bine, și i-a -a întors Glezna. Da, nu, 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 l-a yeah. călcat pe Glezna, sau și-a făcut și i-a întors Glezna, și l-a rămas întins pe teren. Numai că faza a continuat, pentru că s-a dezvoltat un, un contraatac din asta, ei ne atacau, și s-a dezvoltat mm -hmm. un contraatac din ăsta rapid. Și l a rămas întins acolo. Noi, la momentul respectiv, mi se pare că era 1-1. Mm -hmm. Noi eram nebuni să, da, să, să dăm gol și să câștigăm. Cu toate că eram calificați. Nu era, ne era ok. S-a terminat 1-1, dar ne era ok și cu rezultatul respectiv. Dar eu am văzut că arbitru era ocupat cu ce se întâmplă și nu se mai uita la el. Mm -hmm. Și mi-am dat seama că nu o să oprească foarte devreme jocul ca să-l facă pe el, să să lasă echipa medicală să vină. Să... Și noi nici nu aveam interes să oprească jocul, pentru că vrem da, da, să corect. să dăm gol. Iar echipa lui medicală venise și era în spatele porții mele. Așa, ei nu au voie să intre dacă nu le dă voie nu le permite arbitru, nu au voie a, să intre. Și ei stăteau în spatele porții mele. Și atunci eu am ieșit, m-am dus la el, el a, a vrut să se ridice, să se ridicase ca să înceapă să meargă înspre echipa Medici. medicală care era în spatele porții mele, să iasă, să-i acorde îngrijiri. Și eu când l-am văzut că și șchiopotează că și că nu poate să pună piciorul în pământ, m-am dus înspre el și l-am întrebat cum e, mi-a zis că doare, că nu știu ce, și l-am luat în spate, i-a zis ok, hai că te duc eu, l-am luat în spate. Și l-am scos acolo. Dar nu vrei să spun că alergam cu el în spate, dar mă uitam la fața <laughs> mea, meciul, meciul se juca. Dacă apărai cu în spate, murat. <laughs> murat. <Dacă> a... Dar <laughs> meciul se juca, că nu era oprit meciul a, și da. eu am profitat de faptul că faza uh, se uh, era o fază care se desfășura uh. la poarta lor. Ah, și era destul de mult de departe, mult, de departe și trebuia să treacă ceva timp. Dar oricum trebuia să fiu atent că n aveai de unde să știi și l-am scos repede alergând cu el în spate, l-am scos afară, l-am lăsat acolo. Și mi am văzut înapoi de Vadim când a văzut Arnold. <laughs> <laughs> nu no, Vadim. Pe nu zic că în spate, <laughs> da, eu, Când am văzut faza, am văzut context exact așa... pe Bogdan răpește tunisien. <laughs> așa dispăreau ăștia, a rămas în trei echipa de adevărate. A rămas în trei. Da, excelent de faza, excelent. Și mai țin minte o chestie, când, și toți suporterea atunci, când v-ați făcut galben în cap. Păi asta a fost la mici cu tunici. Tot atunci, nu? Eu eram singurul care nu era galben. Da, pe bun. De ce? De ce? Pentru că am pus un pariu, că dacă ne calificăm din grupa respectivă, era o grupă destul de grea, și dacă eram în grupă cu Columbia, Anglia și Tunisia, și dacă ieșim, trecem în optim din grupa respectivă să facem ceva. Mm -hmm. Și da. noi, fiind în autocar, asta înainte să mergem la campionatul mondial, eram în pregătirea pentru campionatul mondial. Și atunci am zis, ok, de fapt, jucătorii au zis, noi noi o să ne vopsim, ne facem toți blonzi, dacă reușim să trecem de grupă. Și asta a fost un pariu pe care l-au făcut cu domnul Iordănescu, cu Neapuie. Mm -hmm și ne trebuia să se tundă zero. Iar eu urma să-l tun zero. mai că nu s-a respectat. Noi ne-am făcut blonzi, ei s-au făcut blonzi, eu n-aveam de ce să mă fac că n-aveam păr. și Puteai da, da și de nu aveam, și... n -aveam n da, puteam să-mi vopsesc chelia, dar imaginează-ți cu transpirație și cu Ale asta, că era destul la... de cald ce se întâmpla. Dar... Uh, ne apoi până la urmă nu s-a tuns 0, s-a tuns pe acolo, un 4, un 5 și nici măcar nu l-am tuns eu, că asta, e, ăsta era pariu, ca eu să-l tun. A, a tuns Gabi Balin, care era secund atunci și ăsta a fost pariu. Ce Dar atunci, nu știu, atunci știu că s-au vopsit mulți da. în cap, da. inclusiv Bine, eu. și reacțiile au fost destul de acide aici în țară, nu, oamenilor nu le-a plăcut că ne-am vopsit toți la fel. Bine, a, a, a fost ceva ciudat, pentru că, însă, comentatorii, care, cei care mi-aduc aminte că era Emil Grădinescu care comenta uh -huh. pentru televiziunea română, și efectiv nu reușea să-și dea seama de jucători. Pentru că toți arătau și era era ah, destul iau, de aiurea. <laughs> și mi-a și spus-o el după aia că am fost colegi la un post de televiziune și mi-a și spus că bă, mi era greu să-mi să dau seama care cum sunteți. Eu, eu, dacă nu i vedea numărul. Dar înainte, fiind normal, nu avea nevoie să uite da, la număr. Vedea da, 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 fața și. sau fizionomia. Și, dar așa, fiind toți la fel, era complicat. Plus că noi am făcut meci match egal cu Tunisia, unde toată lumea s-a așteptat să câștigăm. Bine, noi am făcut meci egal pentru că deja eram calificat. Da. Și oricum ne-am calificat de pe primul loc cu mm -hmm. un punct. Dar, da, toți au reacționat, nu se identificau cu asta, că eu, ce e asta, că e o glumă, că nu uite, știu ce. apropo e. de hate-ul ăsta, pentru că noi, na, la stand mai câte unul, doi în sală mai comentează care ți mai ofuscat pentru ceva, dar eu nu pot să-mi imaginez cum e că, că na, la un moment dat se pune pata pe dracu știe ce și te huiduie mii de oameni. De, tu, și cu dracu mai joci după aia. Asta mi se pare fascinant. Adică Bine, să la poți voi să... e mai complicat, să mai aproape de voi. <laughs> da. aici, <laughs> da. <laughs> da. Adică, da, oricum, auzi... trebuie să ai nervii mai tare. da, auzi tot, îți dai seama. Și mai ales eu. Care de nu de sunt de Că dacă ești în teren și alergi și faci lucruri, e cu totul altceva. Te iei cu anumite chestii și. adică, ei in, intri în acțiune. Și, dar dacă stai pe loc și, fără să vrei, asculți tot. că Faza e la, la poarta adversă, n-ai cum să n asculți. E. E complicat, știi că a... te obișnuiești înveți să... E documentar cu Beckham, știi cât a avut de suferit pe da, faza aia, așa? adică după ce a arătat da. 11 mm -hmm. metri și mm -hmm. da, da. Cât da. a avut și cât îl înjurau și pe nevasta și nu știu ce, da, adică da, da. mi se pare o no, presiune o... psihologică fantastică. L-au și amenințat, da. i-au făcut tot felul de, de probleme. Eu asta niciodată n-am înțeles, adică am înțeles dragostea față de o echipă sau de bă, o națională sau de un jucător da, ura imediat următoare când la greșește, că e om până la urmă, adică se întâmplă orice ura aia de bă, asta, nu poți să înțelegi, adică oricât de fan ai fi, oricât de fanatic ai fi, dă că... o Doamne, iartă-mă că... Eu adrenalina e... nume anume pe teren, eu adrenalina adrenalină da, e... în, în tribună, adică e o chestie aparte. Da, de, de, ține de faptul că se identifică cu o echipă mm -hmm. și uh, e dorința de a câștiga. Plus că dacă nu se califică, Iar nu te mai lasă nevasta să pleci cu băieții la știi, la bere și la da, meci. sunt multe lucruri care implică... Retrogradezi, dai da, da, cu da, da, E okay, că, clară da, vis -vis de... O cum victorie. Zici, cum zici tu de asta, de Beckham sau de oricine? Că, până la urmă, și tu ai jucat la toate astea rivale între și la Steaua, da, și da, la da, rapi, da, și la Dinamo. Și, da, dar nu noi, Asta zic fiind echipă de club. Adică tu l-ai huiduit ieri pe ăsta, stai orice, că acum eu joacă la echipa alta. Pe ce, acum ce faci? nu mai huide, nu mai huide? în echipa cu care ții tu. Eu am o problemă cu... Blairini, când mi s-a întâmplat de cu... să mă duc să fiu și în echipe uh, care mi-au fost adverse la un moment dat. De exemplu, eram la Dinamo și după aia am ajuns la Steaua. <c prey> Cei de la Steaua, chiar fiind la Dinamo înainte, nu m-au huiduit niciodată. <apare Titan> Nu am avut nici mai problemă. Din contră, erau în nebuniți cu mine și mă respectau foarte mult. Uh, după aia, am plecat de la Steaua, am ajuns uh, la un moment dat. Uh, nu, înainte să fiu la Steaua, am fost la Rapid. Mm -hmm. La Rapid la fel. Nu mă, nu mă huiduiau, nu am avut niciun fel de problemă. În prima dată, că am fost de două ori la Rapid. Uh, M-am dus la Steaua, la Steaua n-am avut probleme, după aia am venit din nou la Rapid, acolo iarăși a doua oară am avut probleme, pentru că s-au întâmplat niște, am pierdut un meci cu Steaua și au fost o mulțime de probleme și mă huduiau la fiecare meci. Apoi, în 2005, am ajuns din nou la Dinamo, eu fiind produsul lui Dinamo, 100%, am fost crescut de junior și de -aia. Și mă huiduiau. Nu asta nu înțeleg, bă. Încă de la primul meci au început să mă, să mă pui. Da, <laughs> da. Trădător. Da, da, de da, ce? bine, între Dinamo și Steaua poți să înțelegi mm. lucrul ăsta pentru că e, e o rivalitate mm. foarte da, foarte mare. Și nu suportă ca un jucător care a au de de fapt, în special cei de la Dinamo, nu suportă ca un jucător care a fost la Dinamo să meargă să joace la Steaua și apoi să întoarcă la ei. Și de la Steaua nu aveau problema asta. Adică, ei o luau ca patare, li se părea că ești da, un da. jucător valoros, valoros care joci în echipa națională, și nu interesa. N-aveau nici cea mai mică problemă. Hmm. Adică, la Steaua nu m-am întâlnit niciodată cu. N-am avut problema asta. Hmm. Asta mie mi s-a părut. Uh, vorbeam și înainte să întârzie domnul Cătălin Bord de aici de față, jumătate fost de oră. L-ai pus pe domnul Stelea, astea aștept. Așa. A fost un uh, Mai simți, mă în Columbia toată lumea, oricât de tânăr era și aducea aminte de meciul României cu Columbia. Da, da, și am vorbit da, și de da, Stelea și de Hagi. Generații, generații care n-au văzut meciul și, -aduce, și aduceau aminte, de taică știi, care înjura și ești în stradă și era Mai așa de vreme, post. stăteam de vorbă cu el până să vii tu. Și... Până, până, până să întârzie. Și... Da, no, e, nu, contează că și eu am fost în trafic și știam cu el, Adică te înțeleg. Uh, vorbeam cu el și zilele trecute, duminică, mai clar, am fost la Poiană și m-am dat cu placa și la un moment dat terminasem și eram să plec înspre mașină și vine un tip și îmi vorbește engleză și îmi cere să fac o poză cu el. De fapt, întâi m-a întrebat, zice, ești Bogdan Stelea? Și zic, da. Da. Și zice, pot să fac o poză cu tine? Și zic, ok. Și zic, da, de unde ești? Și eu îl întrebam tot în engleză. Și el îmi zice, sunt din Columbia. Zic, a, păi ok, hai să vorbim în spaniolă. <laughs> și am început să zic, și da, ce cauți Zic, zice? Păi nu, că am venit, că am auzit că aici e stațiune de schi și nu știu ce, și am venit să ne dăm. Și zic, dar cum ai cunoscut că în 94 30 de ani și aveam barbă și nu știu ce. zice, nu știu, te, te știu, ți-am văzut și zice, te știu și vreau să fac o poză cu tine că îmi povestea, știu de meciul tău, că am văzut pe YouTube și am văzut cum ai apărat și că în mare parte uh, ați câștigat datorită ție și nu știu ce. Și zic, ok, și am făcut o poză cu el. Erau mai mulți, erau vreo trei. Ce tare, dar da vreau ce e și mai incredibil. Placă la 5-6 de ani. <laughs> <laughs> eu nu stau acum pe nu stai, stai bine în lift. Stai. <laughs> stai, că nu știi nimic. Placă la 56 de ani, dar m-am apucat la 50. Adică până la 50 nu m-am pus, n-am fost pe plac. Am mai fost odată, am mai pus, am mai avut niște tentative. Pentru că n-aveam voie. Că de plăcut mi-aș plăcut. Adică mm. sunt în nebunit să mă dau. Și am mai încercat o dată prin 98 și mi-am făcut dita mai întorsă la glezna stângă și de atunci nu n-am mai n-am mai pus piciorul mm. pe placă și m-am apucat în 2017 nu, aveam și pe, pe mine mă tot bănesc acum să mă apuc, dar ce mie mi-e Mă? Am să mă apuc de placă. De placă? Mie, da, mă, ce mi-e târșă. Da, bă, de mi placă de păr. Mai, îmi cer scuze. Uh, mei... 38. Ah, n-ai putut. Azi că aștept să crească copiii ca să, să merg cu ei. Ce? ce ne aduci? Oh, de la față, nu la Freshful ne-au trimis niște gustări. Nu numai bune de uitat la meci, Că stai pe canapea frumos. ce ce asta? Nu știu exact. vezi tu. Ai pentru tine? sau pentru el? Ai deci fii atent. Ăsta. Deci asta nu-i reclamă la asta neapărat. Okay. Nu știu cum vă place vouă uleiul de măsline, dar mă, deci Mie mi-a schimbat viața. Vorbesc serios. Eu, eu n-am mâncat până acum. Am, de deci ăsta îl mănânc pe pâine și atât. E ceva incredibil. Rincon de la Subetica, e tot uh, spaniol ceva. Da. E absolut genial. Pe cuvânt, am, am trecut prin două sticle din astea, zici că doamne. De deci, tu apie... de, Ce? sănătate, de placă. De... eu le cum merg discuțiile. E super sănătos. Da, dar el îl dă peste cap, nu înțelegi. El bea în loc de apă plată. Nu chiar așa. Nu, nu, dar pe orice îl pun. De asta e alunecos așa, ca un șarpe. <laughs> e genial, Din cont de la subetic care să rămână, să rămână mult, să rămână. De aștept. Așa. Avem aici, dacă vreți să ronțăi ceva, ceea ce o să, pentru ascultător, să fie minunat. <laughs> Dar ce vreau... Uite, aici e, e o, chestie interesantă ce am citit eu. Ci că 93 au jucat la Cardiff și așa, au câștigat și când se, se întoarcă, i-au reținut în aeroport, le-au făcut poze de ținut. N-am fost de ținut. acolo. N-ai fost? <laughs> da, știu ce s-a întâmplat. Ce ai făcut? -am om, fost acolo. <laughs> nu, n-am fost, n-am fost. Nu, în lotul pentru Cardiff n-am fost. Nu jucam la Mallorca și nu, <laughs> atunci nu eram la am fost vreo trei meciuri în care n-am fost la echipa Tu ai turnat? Nu, nu am turnat. S-a <laughs> întâmplat că a fost un incident pe stadion. Cineva a aruncat cu o, petardă din aia... Fumigenă? Da, un fel de fumigenă, din aia luminoasă. O de petard din aia. Flashbang din, nou. din De la tribuna întâi spre tribuna a doua. Și a lovit un copil și a murit. Acolo, da, s-a dus direct în el și au tot anchetau tot ce se întâmplă, și mai ales oameni care plecau din Cardiff la momentul respectiv. Și Bine, cred că asta a fost mai mult o scuză să. Ei încercau să afle exact cine, de unde și cum s-a tras, mai ales că s-a tras din zona unde marea majoritate a suportelor români și a delegației române stătea acolo, pe partea opusă. De asta, probabil că au. A, și atunci i-au -au înregistrat pe fiecare cu poze, cu tot, în cazul în care se află ceva. Să da, fie. Cred că da, da. 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 Uh, și hai să vorbim un pic uh, pentru oamenii care nu știu, în, uh, acum în cinematografe, mă rog, asta se pune pe o martie, la mulți ani, doamnelor uh -huh. și domnișoarelor și femeilor. Um, Uh, o să fie deja la cinema filmul documentar Hai România Unde este povestea generației de aur Unde îl puteți vedea și pe, pe domnul Bogdan Stelea uh, Cum a fost să-ți iei interviu, să te întrebi toate chestiile? din? Ți-a adus aminte cu drag de toate alea? Ți-a plăcut să vorbești iar despre tot ce a fost? Te-a te luat nostalgia un pic? cum? Da, pentru că uh, în afară faptului că ți-aduce aminte de lucruri Uh, fiind un documentar, ai, în momentul de față ai și posibilitatea să, să faci ca un fel de, de analiză a ce s-a întâmplat cu tine Și uh, expunându-ți uh, sentimentele și trăirile de, la, de atunci, uh, dai mult mai multă informație oamenilor despre cum te pregăteai tu pentru meciuri, ce simțeai în momentul în care câștigai, ce simțeai în momentul în care pierdeai, ce simțeai când erai pe teren în, în, la anumite faze. Iar din punctul ăsta de vedere, cred că e un lucru bun pentru că oamenii încep să înțeleagă exact ce se întâmpla cu noi. Și... Cam ce am făcut în perioada respectivă ca să ajungem să avem rezultatele. Adevărul acelea. e că neavând uh, platformele de socializare, atunci cum e acum, știi, mai faci un story, no. bă, azi mă simt, nu știa, mai mă, știu, nimeni ce nu știa nimic. Ce... Adică ei, pur și simplu, tu ești un. te vedeau ca pe o mașinărie, ești pus acolo, trebuie să tragi... Pentru că mi-aduc aminte un discurs de lui Hagi, când îi certa pe reporter vis -a -vis, și știu că te-a. Te-a numit pe tine că aveai o problemă, nu știu, cu fetița, era în spital, nu băiatul. Sau cu băiatul, așa cu băiatul, era în spital și tu trebuia să stai să-ți faci treaba. Și lumea habar n-avea de asta. Adică nu știe prin ce sentimente treci, ce te încearcă. nici nu trebuie să știe de asta. Da. Da. Acum aș știi, cu rețelele socializare, știu că unde s-a dus MAP-ul la cumpărături, ce chestii. Acum, de exemplu, fiecare are istorie. Of, uite, am asta, acum am și atunci lumea cumva. Înțelege mult mai ușor ce îi se întâmplă lui. Da, așa, da așa. Nu, să vezi galerii care ți la tine. Nu. Ai noroc că ai probleme. E, da, nu, nu, Ne rău. Ce, vreau să zic <laughs> e că acum oamenii pot să-l vadă mai mult ca om, știi, pentru că nu ai detaliile astea de interior. Știi, dacă acum te vede mai mult ca om și mai puțin ca pe pur și simplu ești acolo fățea, față fă, fă treaba. Adică, na, nu știu, din punctul meu de vedere, mi se pare că e mai ok pentru ei acum, deși îți și părți mai nașpa. Poate să fie empatici și să se gândească că, și să încerce să, înțelege, să înțeleagă anumite, anumite trăiri. Dar nu, nu ține de asta. În primul rând, ești profesionist și tu intri indiferent de ce se întâmplă, și s-a întâmplat de o mulțime de ori să joc cu probleme, având probleme acasă, mm. de tot felul. Da. Și chiar probleme medicale. asta nu e problema că spectatorilor. Sportivii e, o spectatorii, vin, da. spectatorii vin și ce o să facem acum când jucăm, mai ales când jucăm la echipa națională, pentru că sunt meciuri rare și sunt uh, foarte importante. Ok, o să ne cramponăm de lucrurile care ni se întâmplă acasă. Nu. Da. E, Ui, trebuie că... să joci și asta e. Dacă nu ești în stare și nu poți să treci peste o problemă, nu, nu te există posibilitatea de duce să spui, domnule, nu pot, nu sunt, nu mă simt în stare da. și la revedere. da, da. E ca e și o odată, 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 exact. odată ce ai acceptat să intri. Exact. E ca no. și cum n-ai nimic. Trebuie no. să dai tot ce ai. E problema ta, cum o gestionezi. Nu, no. corect. E interesant ideea. Știu că m-a sunat Călin, Călin e unul dintre producători dintre da. Călin Crețu. Și când m-a sunat, mi-a zis de bă, vreau să fac despre generația de aur, așa. Era foarte entuziasmat. Și sunt o grămadă de povești acolo, sunt o grămadă de oameni care trebuie văzuți și auziți. Plus că ați rămas, și asta nu știu dacă e bine pentru fotbalul românesc sau nu, generația de aur. <l> și după aia, a... da, care s-ar putea ca la un moment dat să nu mai fie. De aur. <laughs> să fie uitată. Dar, mm. Ar fi okay. bine uitată, mm. nu cred că o să fie, pentru că da, na. au existat momente frumoase, da. oamenii s-au simțit bine da. și nu cred că o să fie uitate. Dar n-ai de unde să știți dacă nu o să apară o generație mai. Dar chiar din niște mai... tineri. Uh așa, din ce îi urmărești? Vezi vreun, vreun viitor strălucit la câțiva din fotbaliști sau ai vreun, nu știu, vreun preferat care zici, bă, ăsta o să facă, o să facă treabă? La sau... nivelul la care au fost anumite jucătorii de vârf la, din da, generația noastră? să zic. În momentul de față nu. <laughs> păi n-am, n-am cum să văd jucători care Bun, volei, trecem <laughs> la volei! <laughs> <laughs> nu pot să văd, adică aș fi ipocrit să spun că unii sunt au, au, au avut anumite oportunități de a demonstra lucruri și n-au făcut-o și au ajuns deja la o vârstă la care jucători din generația mea erau la nivel mare. Da. Adică, noi am avut jucători care au jucat și la Real Madrid și la Barcelona. Da, deci... Vrei să spun mai mult? De atât. Nu văd pe cineva păi care, și care să facă asta. Care ozat. zici că e problema majoră de, pentru care nu. Tenisul, se îți spun eu, tenisul. <laughs> că nu se ajunge, adică nu au antrenori suficiente, nu au fonduri suficiente, A, nu au de toate. pornirea. În primul rând, să... Nu au fonduri. da. da. Iar când nu ai fonduri, nu ai nici antrenori, nu ai nici uh, uh, posibilitatea să uh, dezvolti o anumită infrastructură, să creezi anumite condiții. Mm. Vorba, în primul rând, de, de bani. Decalajul dintre noi și cei de afară, în ceea ce privește da, e foarte pe, mare. mare, foarte mare. <laughs> și asta se simte, se simte în tot ce se întâmplă. În, cum sunt pregătiți ei încă de la copii și juniori, ce încredere au, ce li se transmite. E, e complicat. E complicat. Mm. Și pe vremuri nici nu există chestia asta de atâta ispită cum se rețelele de socializare că o vorbea el, mm. atâtea bombe sexy și atâtea cluburi și atâtea chestii. Da, nu și nu cred și a... că e asta. Eu tot am imaginat de... din hotel cu cum vreau să o Eu așa mă costumez de Halloween. <laughs> 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 Un profesionist. Au <laughs> fost și povești picate de-a lungul timpului. No. Dar, da, deci o să fie de pe 8 martie, nu? În Nu, o să fie de nu. pe. Pe 8 martie apare acest episod. Așa. E deja de pe 1 martie, mi se pare martie. că deja e în cinematografe. Și. A, trebuie să zic neapărat. Să nu uit, așa. că eu și cu Bordiță, mică paranteză, între toate astea că o să uit, eu și cu Bordiță, pe paginile noastre de social media, așa nume, pe Instagram, o să dăm câte 8 invitații duble, 8 pe 1 aprilie și 8 invitații pe 2 aprilie la show Fulls Night Out la sala Palatului unde ne puteți vedea acolo și te invităm și pe tine dacă vrei să vii cu mare drag uh, și stești cu Bucălaie și cu Teodora Nedelcu, și cu, uite aici și cu, și cu Gherghe și cu Drăcea și cu toată lumea o să fie foarte fain uh, urmăriți-ne pe Instagram și o să vedeți acolo cum puteți câștiga invitații duble de mărțișor. Așa. Uh, uite o întrebare, apropo de, mai ziceam din de cluburi și de patronii de cluburi, că se spune că patronii de cluburi au cam stricat fotbalul românesc, că e e ce părere ai despre eu nu, nu, nu pot să mă pronunț foarte bine, că na, știu câteva scandaluri de la televizor și așa, dar în rest nu prea nu prea am studiat cazul adică ce părere ai de cluburile de la noi și de ar patronii? Sunt unii care le place să, să se implice mm -hmm. mai mult decât ar trebui să o facă un patron am înțeles. Adică da, am nu, se implică, le place să spună cine trebuie să joace, cum trebuie să joace, fac schimbări în timpul meciului. Excelent. <laughs> <laughs> da, e, adică iau e antrenori, e la, da, dar nu. Mesaj. Tot, da, da, da. Da, e. problema, a fost o perioadă când lucrurile astea erau într-un fel mascate. Acum nu, a devenit o practică pe și față. e pe față. Iar tu, în momentul în care te duci și ești antrenor, trebuie să știi că poate să apară o astfel de, de situație. Mm -hmm. Dacă situația respectivă apare, tu nu o respecti și faci de capul tău. Uh, nu mai ești antrenor și, brusc. Păi da, și câștigi, uh, poți să supraviețuiești un meci da. două. Dar asta cu uh, se, se poate foarte bine întâmpla ca uh, implicarea patronului să, să continue. Și cu siguranță că așa e. Iar la un moment dat să și pierzi, că în fotbal se mai și pierde. No. Dar nu e vina lui. Da, în Bine, nu e vina patronului. Normal că da, nu da. e vina patronului niciodată. Oricum, patronul, patronul face Patronul face ce vrea. Din moment ce vine și spune sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Și da. trebuie să respectați ce ce spun eu, ok, N-ai ce să faci. Dar e o chestie cu care trebuie să te obișnuiești da. și dacă o accepti, antrenezi. Nu accept, nu antrenezi. Eu, eu n-am acceptat o și nu antrenez. <gătă> da, da, ai timp de placă, ai. Da, timp. Corect, aici da. Ai o, o grămadă de timp. Ce tare. Um, ce mai, cine m-a întrebat aici că noi, după cum știi, noi cu fotbalul mai ușor. Dar m-a plăcut. Eu și jucă. eu jucam FIFA la un moment dat. A, deci a, da, a, a, jucam FIFA, mare ce ai nebun la cap. Um, ok. Jucam cu Barcelona, mi îmi <gătă> place Barcelona. A chiar uh, Real sau Barcelona? Barcelona. Barcelona, nu? Da, Așa. Messi sau Ronaldo? Messi. Messi. Cu, cine, cu cine, cu cine, nu te suportai în cantonamente când Ai că adică aveai răci din astea, nu știu. Ave aveai vreun coleg care erai mai... Nu, no, în general noi nu aveam, nu aveam probleme de genul ăsta. De asta ni s-au și întâmplat lucruri bune, că mm -hmm. da, bun. eram într-o linie... Bine, unii aveam, eram mai apropiat și petreceam mai mult timp cu ei stând și vorbind, mm -hmm. dar așa în general cu toți eram, eram în regulă. N-aveam chestii din astea de uh, conflict sau mm -hmm. ce. Și chiar dacă existau, că se mai întâmpla ca la antrenamente să existe conflicte și alea se soluționau imediat. Odată ieși din antrenament nu mai era niciun fel de problemă. Nu, nu aveam n aveam lucruri și de genul ăsta. Bun, atunci cu care era cel mai uh, așa coleg? Cu care de exemplu, stăteam în cameră cu Filipescu și vrând nevrând, apropo, colegi de cameră și petreceam mult timp cu el. Existau... În perioada respectivă stăteam în oameni, de exemplu, aveam meciuri sâmbătă, ne băgam cantoameni de lună și în primele... Îți dai seama că nebunei. În primele două nopți te lua somnul că nu era, da după aia nu mai ne, stând acolo și oricum făceai mare lucru, apuca și 3-4 dimineața să stăm de vorbă. Și vorbeam de, de toate. Uneori ne adunam mai mulți în cameră și stăteam de vorbă. fără Bine, găgici, fără soții? No, 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 noi. Acum încă se mai practică da, asta? Da, cred că da. Fără da, gagici fără soții? Da. păi da, nu n-ai voie cu nimeni în cantament. Ești doar tu. dar cu 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 nu, masă. nu aveam voie. No, no, -aveam, voie. Nici n -aveam, n aveam voie aici în România, nu. Ne dădea, ne dădea câte un pahar de vin la masă, Aha. să bem, Dar și nu, nu aveam voie. Dar nu eram, nu eram nebunit să bem. Nu, mm -hmm. nu aveam nicio problemă. Adică că. Și când uh, ni se întâmplau lucruri, ok, aveam alte priorități. Uh, și ne dădeam seama că uh, dacă ne apucam să bem, nu eram în regulă. Da, că nu puteam să e. mai facem față la anumite lucruri. Beam, nu spun că nu beam, dar nu beam să ajungem să stăm câte o zi, două, să stăm beți. Da, și, nu, rău, rău, ieșeam rău. în club, beam 3-4 pahare după un meci și eram în regulă. mergeam acasă, nu aveam nici cea mai problemă. Iar în cantoament ne dădea la masă un pahar de vin seara. Eu tot timpul făceam filme când vedeam uh, portarul, că mergea și bă, mai aveați o, o sticluță cu ceva cu apă și tot timpul mă gândeam, Mamă, cum ar fi să gâziu, <gântuia> <cu gure>? <gântuia> <gântuia> E doar apă. <gântuia> noi, noi e cumva... doar apă, că se întâmplă uneori, nu e vorba neapărat de sete la portar, au fost momente când era foarte cald și da, chiar să se faci sete dar mai problematic decât setea sunt emoțiile care te fac să ți se usucă să, -ți gura. Se usucă, să -ți se usucă gura de și ai nevoie și care e problema că ai nevoie să poți să vorbești din spate A, și da. at, atât de tare A, ți, ți se usucă gura că nu mai poți vorbi și ai nevoie să bei deci m-am gândit la asta că poartă da, da, tot da, timpul da, la da. ei, și de da. da, chiar ce... Noi, uite, noi suntem privilegiați din punctul ăsta de vedere că noi bem chiar și pe scenă, adică n-ai... Da, Dar nici noi, fără soții, fără, e la fel. Păcăm Teodora. Da, da, nu se pune. <gână> la fel, noi suntem profesioniști, că dacă... Asta le spunem, da. băi, noi v-am luat, dar suntem profesioniști, nu putem să... Da, uh, eu mă gândeam întotdeauna că... Ok, pe vremea aia nu se consumă alcool, nu se nu știu ce. Uh, dar nici nu erau manele, știi că manele nu duce așa. mult, Adică nu era, alcool nu era o prioritate. Exact. Dar nici exact. acum nu cred că. Dacă vrei să faci sport de performanță, alcool nu poate să fie o prioritate. N-aricum. Da. Sunt, da au posturi care sunt unii. Dar, să știi nu că, că unii au dat cu picioare da, 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 știu. Dar nu au. Bine, au rezistat la un anumit nivel. La un nivel înalt nu reziste așa. Exact. Adică poți să rezisti. Aici la noi, da, că ești un talent și. Uh, la un nivel mai scăzut, poți să o duci. La o vârstă destul de înaintată, ca ai anumite calități. Dovadă că s-a și întâmplat cu unii. Dar la nivel mare, pentru că respectivii jucători au fost și la nivel mare. Acolo n-au stat. La un moment dat au plecat. Care a fost cel mai dureros gol pe care l-ai primit? în suflet. <laughs> în <coaie. laughs> Unul chiar a fost. A, da? da. apropo de asta, a fost la meciul cu... Jucam cu Dinamo contra celor de la Rapid și am primit un gol în ultimile secunde. Nu, cu vreo două minute înainte să, să se termine meciul. Uh... Am primit o pasă acasă dată greșit. Am ieșit, a ajuns atacantul Burdujan de la rapid, A ajuns, Toma, în... -o incredibil, a ajuns înaintea mea și Așa. am ieșit să-l blochez și mi-a pus talpa și mi-a dat cu talpa direct în. Uf, da, nu că m-a lovit rău de tot. Mea, a făcut perforare de uretră, deja Vai, îmi simțeam că... Iau, da, vorbesc wow, serios. Wow, mă mă, și vezi mea. că am terminat, am stat în teren și am terminat meciul așa. Fai de viața mea! Mm. Dar nu aveți cupe din alea, nu e, Nu, 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 e nu, 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 nu pentru că te incomodează, nu ești ca la hambal, că trebuie doar să aperi cu picioarele, trebuie să mai și joci. De și nu poți să joci mea. dacă ai cochilii și... De-aia toți săraci cu... jucătorii de câmp, nu poți să alergi cu cochilii la între picioare, îți dai seama. Doamne și uh, la chiar a fost suma, pentru că noi dacă nu primeam golul respectiv cu Dinamo atunci, eram campioni. Îi băteam pe rapid și îi câștigam campionatul. Ne-au egalat și am, după aia -am mai, uh, nu mai depindeam de, doar de noi și mi se pare că au câștigat, uh, de da, erau atunci, au câștigat campionatul. Acum ești ok, nu? Acum da, sunt ok. Am fost ok, am, am stat vreo 10 zile, n-am avut voie să mă antrenez, după aia am fost ok. Mi-am revenit. Deci de asta Fapt, a fost cel mai... Asta a fost unul dintre ele, după aia au mai fost goluri care m-au marcat. Îți dai seama, uh, golul pe care l-am luat în Slovenia, când uh, ne-au bătut 2-1, uh, <laughs> uh, pentru că și acolo dacă nu luam golul ăla, cred că ne calificam la campionatul mondial din 2002, Ăla a fost a, Și au mai fost Ce părere ai de fotbalul feminin? E Bun, o să luăm uh, publicitate? <gântu -i> Bă, nu, nu, nu luăm nicio publicitate Bă, ce Nu N am nicio problemă uh, Fotbalul feminin trebuie înțeles Se mm -hmm. desfășoară mm -hmm. în alte condiții <gântu -i> la, la o altă <gântu -i> intensitate exact. Ca în orice Păi da, nu, dar da stai puțin că Vezi că am aceleași principii Numai că în alte, în alte condiții Adică am văzut jucătoare care fac același lucru pe care îl fac bărbații, numai că la, un, la o altă intensitate, mm. numai că e la fel de spectaculos și este, este. Pot, pot face lucruri foarte bine. Adică am văzut jucătoare care aleargă incredibil, driblează foarte bine, sunt foarte tehnice, sunt inteligente, sunt am văzut fundași care știu să deposedeze și sunt agresive. Uh, am văzut și portari foarte buni uh -huh. Bine, am văzut și portari mai, mai slabi Dar sunt și la nivelul bărbaților mă, dar Ca în orice sport feminin E diferit e, Sunt foarte trăiriste, ai văzut? Da Țipă, să trag de păr da, normal, e, da. Sunt crize alea, nu se uită una pe alta niciodată da. <laughs> <laughs> no, <nivelul laughs> de... nu se E în cantonament, Bârfa e nasoală <laughs> da, Rău de tot O <laughs> Dar, <laughs> Dar vreau să presupun... văd o Marița Cum a fost Marica Să văd și de partea <laughs> Cu prosopă. Una care e în <laughs> <prosopă>, da. <laughs> Dar presupun că și fondurile sunt mai Pentru că ne fiind atât de pop fondurile. fondurile. Ne fiind atât de popular încă Nu e popular la noi Dar așa e, așa e așa Dar da. Vezi că în Spania de exemplu Am văzut stadionul Barcelona e plin ochi da? la un meci cu Madrid sau tare. cu Atletico Madrid. Pă bune. Ce tare, nu știam. Știu ce că la noi, la noi e dezvoltat foarte dar... bună. Da, dar bine, toate echipele în Spania au echipe bune de, și cele e, de tradiție. Da, Ca să nu mai acolo. spun, și în Germania se joacă în Anglia, peste tot. Fotbalul feminin e foarte dezvoltat. Știu, nu, e la noi aici. La noi, asta zic, că la noi nu... Păi la nu noi, sunt... noi nu avem bani să investim în fotbalul masculin. Da, voi să mai dăm bani <laughs> și la fotbal feminin. <laughs> Adevărat. <laughs> Stați la <laughs> coadă! <laughs> da, nu, mi se pare ok, dar bă, asta e asta situația. Da, asta da. e, așa e. Um, ce am vrut să te mai întrebi? Uh, a, când a fost, uh, am înțeles că, uh, uite, România vs. Argentina, are 90 cu Maradona pe teren și 94 uh, victorie. că da. uh, A contat faptul că Maradona n-a fost pe teren atunci? Că el a fost suspendat pentru dopaj atunci, nu? Nu era dopat. L-au găsit... Uh... Nu, E aiurea să vorbesc pentru că nu mai e Dumnezeu să-l ierte L-au găsit drogat L-au găsit da. cu uh, cocaina da. Pentru asta l-au suspendat da, Nu înțeles. era dopat, că a fi dopat e altceva Da, Așa. Uh, El, da... Nu, eu cred că a contat, pentru că el însemna mult pentru ei și nu jucase rău la campionatul mondial respectiv, și marcase. Mi-aduc aminte că nu mai știu cu cine a marcat, ori cu Nigeria sau cu Grecia, cu Grecia, sigur a marcat. Dar da. era, el, din punct de vedere al moralului și a tot ce însemna pentru ei, da. era foarte important. Și pentru ei a contat, a contat mult. Da bine, chiar și fără el aveau jucători extraordinari și faptul că i-am bătut e, e o performanță foarte mare. Noi, da, la Campionatul Mondial din 90 fuseseră finaliști. Și pierduseră contra Germaniei. Nu, no. voi ați jucat atunci Atunci am jucat ei? în grupe cu ei. În grupe. Aha, aha, ei da. au ajuns până în final. Deci noi De când am făcut aia. unul cu ei la Campionatul Mondial din 90, am făcut în grupă. Ne-am calificat după rezultatul ăla. Ne trebuia neapărat rezultat de egalitate, cel puțin. Am făcut 1-1 și ne-am calificat și ei, după aia, au mers până în final. I-au scos și pe. chiar jucând în Italia, i-au scos pe Italia în semifinale. Deci, mie mi se pare absolut fascinant cum ții minte absolut toate numele, toate fazele, toate. toți anii, toate. Și presupun că au fost foarte multe meciuri. Adică au fost. Ce faci, eu mă țin de ce am fost la un turneu de săptămâna trecută. Eu nu știu <laughs> mă tot uit la tine. Pe jur. Și mă întreb când, când o să facem cunoștință. pe cuvântul meu, dacă nu. Deci, da. de, vorbești de... Da, eu nu m nu pic să dau, să dau un, un voucher de la Freshful. Uh, dragi oameni, un nou giveaway, după cum știți, un voucher de la Freshful de 500 de ron, valabil București, Ilfov și Ploiești. Ca să particip trebuie să intri pe pagina de Instagram Colegi de Cameră, să cauți postarea Foame de comentarii, iar premisa e următoarea: Cum arată setup-ul perfect pentru a vedea un meci acasă cu prietenii pe canapea? Ce mâncăm? ce bem și cel mai important cu cine. Dai tag ca să știm și noi cine e și bineînțeles poți câștiga acest voucher. Avem mai multe verde din Ia. partea celor de tu de ce Ia, pune tine. acolo punga Din jos. partea, din partea noastră știu, de la Freshful. Ce uh, pun aici? Mulțumim frumos. Ești curios acum cum e Hai uh, România? Cum e după da, filmul? Da, sunt curios. Pentru că eu am văzut doar bucăți din, mm -hmm. din ce s-a din ce s-a făcut, mm -hmm. bucăți din anumite interviuri ale colegilor mei și vreau să văd pe ransamblu pentru că am înțeles că, ok, suntem noi cei care vorbim și ne spunem poveștile și vorbim despre ce am simțit la momentele respective, dar uh, sunt și imagini, imagini mai, care n-au da. mai apărut, imagini de la antrenament, imagini din, din cantoament și... Okay. Ce fai. Să le văd, da. Și noi, exact acum după ce terminăm acest podcast, mergem direct la, la cinema, că e premiera de gală și suntem foarte curioși. Îți mulțumim din suflet că ai venit, mulțumim sper că, că te-ai simțit eu. bine la noi. Da, foarte uh, nu mai stăm că trebuie să plecăm când <laughs> într-o oră și e trafic <laughs> trebuie să ajungem acolo din 1 martie, asta o să fie pe 8. În, în, cinematografe, la toate cinematografele, hai România, mergeți și, și, vedeți. pentru 38 de ani ne arăți bine. A, da. da. Bă, ne foarte deci, bine. Adică deci nu, ai arăt. un pic, eu, dar... Eu, am crezut că a greșit ani, aici când a scris. adică Bucălai arată mult mai bătrân decât da. 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 Doamne, Radu Bucălai, da. nu știu dacă un comedian coleg da. de al nostru, e de 33 de ani, da, e Pe vor să afară din țară, că nu se mai potrivește cu botezul, e rău de tot. Mulțumim mult, Bogdan. Spor în continuare. Și sper să-mi văd și mă dau cu placa Acum mă simt serios Băi, da, îmi, spui dacă, spui dacă vrei să, să vezi că te trimit la cineva vorbim. Jur că vreau dar, să mă duc da, spui. Unde -i? Bine, nu, bine în, Asta nu se leagă în jurator Vreau să fac jur și păi, nu am încercat trebui, schiuri din astea a, boa, cu, da, cu boua da, cu a, care a, se okay. Am încercat schiuri cu 2 ani boule. Am încercat și mi-a plăcut foarte Am căzut de 16 ori, dar mi-a plăcut și vreau, vreau placă Vreau neapărat placa. Bine, bine. mulțumim frumos Hai România în cinematografie